învățat de la bunica, apoi de la mama. Ei sunt, ei au fost cele care ne-au ajutat și ne-au insuflat dragostea pentru tradiție. De curând am organizat o șezătoare la Bistoca, la, cu ajutorul școlii de acolo. Și dorim, bineînțeles, să o facem o tradiție, să organizăm în fiecare an, de cel puțin 3 ori pe an, o șezătoare. Am organizat și în București, spre exemplu, ateliere pentru copii. Copiii au fost foarte încântați. Încercăm și sperăm că și reușim să-i facem să iubească tradiția. Încercăm să promovăm nu doar produsele, ci și zona și meșterii populare de acolo. Specialiști în promovarea meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor românești sunt reprezentația întregă. La standul turismului rural, vizitatorii s-au bucurat de ouă încondeate din Bucovina, ateliere de țesut la Gherghef din zona Bisoca, broderii, semne de carte cu sute manual și săculețe parfumate cu levănțică din Argeș. Aceste păpuși sunt realizate integral de mână, sunt păpuși din materiale textile. Ne adresăm în general copiilor pentru a cunoaște frumusețea costumului popular românesc și argeșean, dar și celor de vârsta a treia sau celor care au copilării la țară și care își mai amintesc încă de bunica când o vedeau gătită în zi de sărbătoare sau chiar și în zilele de lucru. Deci sunt îmbrăcate păpușile în costume foarte vechi, în asta constă și valoarea lor. Am avut diverse expoziții la sediul Parlamentului European la Strasburg, la Bruxelles, participări la Târgul de Crăciun în Franța, la Nevers. Tărâmul de poveste al Deltei Dunării a fost și la această ediție a Târgului un punct de reper pe ofertele agențiilor de turism. Avem excursii cu barca, avem ture de caiac pe care le facem în Delta Dunării, canoe, avem bineînțeles ture de fotografie, ture de birdwatching. Avem cele mai bune sejururi și cele mai complete și lucrăm cu pensiunile întreg. Avem mai multe pachete de sejur. De exemplu, să spun așa, pornesc de la 850 de lei până la 1200 de lei de persoană, 4 zile, 3 nopți, funcție de pensiune, cu același pachet de plimbări. Reducerile pentru biletele de vacanță achiziționate în perioada târgului au fost de aproape 50%. De Paște, de exemplu, băile Felix sunt ocupate deja în proporție de mai mult de 50%, deci cei care doresc să meargă acolo ar fi bine să se grăbească. Este o creștere foarte mare pe băile Felix în 2014, de peste 50% față de 2013, pentru că au apărut diverse hoteluri noi cu piscine, cu apă termală proprie. Pot opta pentru un pachet în Băile Tușnad, un pachet de 3 nopți cu masa festivă de Paște inclusă costă undeva la 300 de lei. Au acces și la spa gratuit în același pachet. Cei care vor să meargă de 1 mai, cum e tradițional, pe litoral, au acces la foarte multe pachete, depinde pentru ce optează, numai cazare sau cazare cu masă completă, ar fi undeva la 300 de lei. În premieră la Târgul de Turism al României, agenția Genius Travel a promovat oferte pentru turiștii din afara granițelor care doresc să viziteze Delta Dunării. Pachetul de 4 nopți constă în transfer de la aeroport către hotelul din București, transport din București către Delta, transfer cu barca, excursie cu barca și cazare cu pensiune completă. Pachetele încep de la 399 de euro. În pachet sunt incluse două excursii cu barca. Se ajunge la Sfântul Gheorghe, locul unde se varsă Dunărea în Marea Neagră. Și mai avem încă o excursie inclusă în pachet, cea pe lacurile din împrejurim. Sunt cele mai cunoscute lacuri din Delta, Chiril, Uzlina și Isac.